Aproximativ o săptămână și jumătate ne mai desparte în acest moment de Bursa Generală a Locurilor de Muncă, programată să aibă loc în 19 aprilie. Dacă până la această dată nu s-a prezentat încă niciun agent economic aici, la sediul AJOFM din Reghin, cu oferte pentru locuri de muncă, acest lucru se poate întâmpla până inclusiv vineri 19 aprilie la ora 9, atunci când va avea loc bursa. Acțiunea va avea loc chiar la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Reghin, de pe Strada Republicii, numărul 14. Agenții economici care au locuri de muncă disponibile sunt invitați să le pună la bătaie, pentru că vor avea de câștigat nu doar angajați, ci și unele facilități. Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, sau șomeri care sunt părinți unici, susținători ai familiilor monoparentale, sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii. De asemenea, primesc lunar pe această perioadă pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Bursa locurilor de muncă va fi organizată de AJOFM în data de 19 aprilie și la Târgu Mureș, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, unde, de asemenea, sunt așteptate cât mai multe posturi puse la dispoziție. La această oră, situația ofertei locurilor de muncă la nivel județean arată cu ceva mai bine. 16 agenți economici oferă în acest moment 160 de locuri de muncă, asta la nivelul județului Mureș. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Ciolocă.